Am desfășurat, înainte să-mi iau mandatul de deputat, am desfășurat o activitate în zona societății civile de peste 15 ani și am semnalat în permanență existența la nivelul societății românești a unor atitudini deplasate pe care eu le-am catalogat și mulți alți conaționali de-a mei le-au catalogat drept antiromânism. Și nu pot să nu reclam acum necesitatea elaborării și combaterii, elaborării un proiect de lege și a unei legislații care să combată în țara asta și antiromânismul. Pentru că dacă niște români nu pot intra pe un stadion de fotbal cu un banner pe care scrie Transilvania, pământ românesc, ăla este antiromânism. Dacă niște personaje hidoase din spațiul public își bat joc de figuri ale istoriei noastre, ăla este antiromânism. Dacă niște trompete triste și obosite atacă Biserica Ortodoxă Română, ăla este antiromânism. Așadar, cred că este imperios necesar, sigur că da, să combatem extremismul, naționalismul, să combatem ce vor dorismul asta, dar în țara asta este imperios necesar să combatem în primul și în primul rând antiromânismul.